L-a afectat faptul că a stat în tribună Ștefănescu. Eu n-am să înțeleg convocarea lui Ștefănescu în condițiile în care atunci când n-ai avut fundaș stânga disponibil, l-ai folosit pe, pe Sorescu. Atenție la Ștefănescu! Gol! Minge deviată, șutul lui Ștefănescu îl învinge pe Târnovanu și iată în minutul 6 gazdele deschid scorul. Apărare extrem de permeabilă la această fază. Bergodi, expresie de triumf pe fața italianului, care probabil că își va prelungi contractul și pentru anul viitor. Patronul Dioseghi, cu gura până la urechi. Oeșca, Șep și Oeșca deschide scorul. Marius Ștefănescu punctează. Important este cum va continua Șep și să joace în acest meci. Ar trebui să pună în continuare probleme. Iei gol din aruncare de la margine, asta este o problemă întotdeauna și poate fi scandal. Da, o devine nefericită a lui Radunovici, dar oricum cât că mingea ar fi fost periculoasă. Un sezon mult mai modest pentru Ștefănescu decât cel precedent. Doar al treilea gol pe care îl marchează în acest campionat Ștefănescu, e adevărat, a fost și accidentat o perioadă. În orice caz, început foarte interesant de partidă.